dragilor, și bine ați venit pe canalele noastre de YouTube. Sunt Adriana Oltean și Alexandra Câmpan. Astăzi a ajuns ziua cea mare, ziua în care scoatem camioanele de la Scania. Bineînțeles, o să vedeți ce camioane frumoase am comandat. Modificările le-am făcut la Scania, s-a lucrat în jur de 120 de ore la fiecare camion. Bulbarul așa a venit din Grecia, l-am dus la vopsitorie ca acum să arate așa. Am început prin colantarea camioanelor. S-au montat și LED-uri sub camioane, pe astea o să le vedeți la noapte. Așa arăta camionul înainte, iar așa a arătat în a doua fază, iar acum, bineînțeles, în ultima fază a ieșit ceea ce ne-am dorit. Aici testam LED-urile de sub camion. Camioanele au fost întregi demontate și montate, bineînțeles, din nou. Să zic să avem noroc de ele. No, Victor, salut. Tu ce ai decis? ¿Qué dices, Victor? Pues nada, aquí estamos, que hemos conseguido un reto a Almería Norte. Y enhorabuena, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Cele salut. Mai frumoase camioane făcute de Victor. Salut, aici. Mucho kilómetro. Ojalá. Muchas gracias. Sunt superbe camioanele, chiar suntem foarte fericite, ne plac mult de tot. Echipa de la Scania, cei mai tari de aici, cei mai tari. Almeria, cei mai tari. Am aici și telecomanda de V8, deci de astăzi, practic, o să merg pe drumuri cu noul meu V8. Zic că e nou pentru că chiar este nou, frate. Ăsta chiar e nou și e V8 și e 660. Și mai e și modelul E. Camionul l-am colantat cu culoarea MOV. După cum se poate vedea, aici am scris și Ladri Transportes în lateral pe ușă. Iar pe o parte și pe cealaltă a camionului i-am scris 660S Ladri Transportes. După oglinzi am pus aceste lumini cu roșu pe partea din spate, iar portocaliu în partea din față, așa luminează. Aici avem simbolul de la Scania, care arată super, super frumos. Îmi place mult ăsta la manet. V8. Avem aici Scania luminată. Bineînțeles, sus de tot avem 6 proiectoare. Reclama cu Ladri, care este în culoarea MOV, ca să se asorteze cu camionul. Am pus și acest bulbar, care este modelul nou. Și acesta ne-a plăcut, pe acesta l-am ales. 4 proiectoare. 4 proiectoare avem aici. Și luminițe jos. Și luminițe pe bulbar. Ce să mai... Avem 2 numere de matriculare. Avem și 2 numere de matriculare, ca să fie bine când luăm ăsta, dacă în casc o să luăm jos ca să rămână acolo pus. Da, sunt tot trebuia să-l schimbăm. Încă nu ne-au ajuns chiar toate piesele. În curând o să mai ajungă și alte piese și mai urmează mici modificări la camion. Dar per total cam ăsta este. Ce să mai e?
E bombiță, bombiță. Ești pregătită? Să vedem cum merg noile camioane? Da, abia aștept. Hai să mergem. Hai să le dăm rachetă! Hai! Bun venit în noua noastră căsuță! Fiind asta să fie căsuța noastră pe rachetă. Da, știu! Hai, sus, să vedem! Hai că trebuie să aduc și cardul de firmă ca să blocăm tahograful. Vreau să zic că nici măcar un metru nu l-am mișcat, deci nu știu cum merge și abia aștept să văd. Îi dăm cheie, da? Dă-i cheie. Hai să vedem, să vedem dacă pornește. Cum sună. Acum poți conduce cu pantofii, trebuie să-i dai jos. Cu pantofii mă duc. Da? Că doar sunt olei. Bine, mă duc după aparat și după card ca să blocăm tahograful, da? Da, hai. Bine, fetele, cochetele, cu camionul. Și suntem pe drum, ale în față, eu aici în spate. Băieții au la mașina mică și s-au dus, iar noi mergem cu capurile tractor. Fetele, cochetele, trebuie să parchez aici acasă. Fetele, cochetele cu camioane. Da, trebuie să parchez acum. Frumos, așa cum știu ele. Asta prima șoferiță, acum vine a doua. Să aștepte să parcheze prima. Stai să treacă mașina. Când ne întinde tare. Trebuia puțin să mai stânga puțin. Sau las că lasă mai în față, las că lasă mai în față. Gata, au parcat.
Hai că deja pleacă fetele. Gata, e, noi acasă. Ele se plece, noi rămânem acasă. Hai că ne așteaptă, ne așteaptă. La revedere, Cuscră! Mă iei și pe mine? Mamă, dar ce avem aici? Uite aici cum arată. Avem aici V8. Mamă, avem V8. Preșurile astea de la... Și la scaune, în V8? Da, da. Aici avem lingeria, n-am apucat să o punem încă pe pat. O să o punem, las că avem timp. Avem timp. Hai, mergem, da? Da, gata, plecăm. Mamă, ce frumos arată. Arată bine, nu? Superbe, nu bine. Aici avem la fel lumini roșii. Acum să vedem de unde se dă mai tare. Cred că de aici. Uite aici, mi arată și în bord, mi arată și dacă tu nu ai centura. Mi-a arătat. Uite cum s-a oprit. Da, 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 arată. Arată, da. Deci trebuie centura puse. Da. Uite acum a dispărut când se filmez. Așa. Aici nu mai avem lumini. Deocamdată. Da, uite, avem aici sus, la... Da. Celelalte n-aveam sus. Acolo sus, aici. Avem și în spate, dar nu știu, încă nu, văd că nu e aprinsă. Asta de la patio ar trebui aprinsă. De unde? Cred că are buton acolo. Are buton? Mhm. A, bine, urcă. Resaltul ăsta și pe urmă, să vedem. Ce frumoase sunt. Hai să vedem de unde oare. Stai că are buton de desubt. Ah, acum, da, l-am găsit, gata. Oh my god. V8. Cum ți se pare? Super. Eu încă nu l-am condus deloc, încă nu știu cum merge. Nu? Păi nu, n-am avut când. Uite că sună, să spui centura. Da, deja sună. Hai să când depășești. Oprim luminile. Da, să oprim. Camion. Da, gata, perfect. Și care pâlpâie în față iarăși, să nu avem probleme. Perfect, o să-mi pun și centura. Acum să ieșim la drum, pentru că nu poți. Că văd că la ăsta sună. Gata, ai pus-o? Gata, acum am pus-o, în sfârșit. Mamă, ce fară capul meu. Mai bine nu. Las că vedem după ce ieșim aici la autostradă. Ce faruri avem. Ai, dar ce frumos merge și ce fain se văd și astea sub oglinzi, luminile astea. Da, sunt frumoase. Uite și în spate. Vine Ale cu Juan. Avem motorină. Motorină. Avem un sfert. Da. Adică, da, mai mult de un sfert, cred. Da, trebuie să alimentăm de undeva, vedem. M-a alimentat doar un pic. Aha. Și adu-l. La fel. Hai să vedem ce fază avem. Wow. Dar acum merg toate proiectoarele oare? Da, toate. Toate? 6 sus, 4 jos, 4 la mijloc, nu? Da, 4 sus, 4 la bulbar și plus 6 care are camionul. Două sus, două mijloc și două jos. Dar stai, sus 6 proiectoare. 6 proiectoare, le-am pus sus, 4 jos, da. Plus ce are camionul, două sus, două mijloc, două jos. Da. 10 și cu 6. Mamă, dacă nu o calcul, 16. Uite ce se simte. Și în rampă, în urcare. Bine, acum oricum ești doar cu capul tractor. Acum să vedem când legăm remorca. Atunci. Cu 25 de tone. Mănâncă bestia, rupe asfaltul. Cu 25 de tone să vedem cum urcă. Rupe asfaltul. Mamă, dar ce ciudat, mi se pare și scaunul, știi, cum e de piele și e așa, zici că alunec de pe el. Da. Puțin ciudățel. Frână electrică, nu mai e manuală acum. Da, și deci când te parchezi, pui frâna, pe urmă când pleci, nu mai trebuie. Să s-o deplează automat.
când pleci. Când ai băgat-o în viteză, se decuplează automat. Uh-huh. Și o accelerezi. Da, nu mai trebuie luată când pleci. Trebuie să mai descoperi multe la el. Da, da, are multe. Da, ce frumos se văd. Hai, acum intrăm la autostradă. La autostradă și dăm rachetă, mergem în Madrid. Da, mergem în Madrid. Acum în cursă mergem în Madrid, facem acolo pauză. Da, facem o pauză acolo și pe urmă începem de acolo cu Amazonul. Amazon, avem o săptămână tur prin Spania, ne învârtim pe aici. Da, doar prin Spania, momentan. Ia să vedem, i-am dat 90, mamă. I-a dat deja 90? Da. Dar acum urcă, știi, viteza, de azi zic, uite cum se simte, zici că e avion. Hai că vine și ale, în spate, să-i dea și ei rachetă. Care merge mai tare? A, lor merge cu 91-92. Da? Da. Acum o să vedem și ăsta cu cât merge. Al nostru nu știe cu cât merge. Încă nu știu. Și gata, iubii. Aici GPS-ul, n-am găsit suportul să-l pun. Mai avem 3 ore 50 până la destinație. A, n-ai găsit suportul? Nu am găsit suportul, exact. Nu știu pe unde e, în ce plasă. Dar să vedem când ajungem. Și da, aici un pic o să vedem dacă e deschis. Să luăm ceva și de mâncare. Dar pâine avem? Pâine, pâine ne trebuie. Pâine. Da. Hai să vedem aici. Nu vine nimic de acolo? Nu vine nimic. Perfect. Ah, dar cred că e închis. Închis fără? Da. Da? Da, e închis. Nu e 24. Nu e 24. Nu. Acum vin și copiii. Ce faci? Hei, bine, voi? De ce mă filmezi? Nu e 24. De ce mă filmezi? Păi de ce mai filmezi tu pe mine? Ce faci? Mai mergem? Mergem la următorul, hai. Bine. Haide, dăm rachetă, întoarcem. Mergem la următorul, că ne trebuie pâine. Aici e liber. Linie discutivă, e perfect. Trebuie să nu accelerezi tare când pornești de pe loc, mai ales când ești cu capul tractor, pentru că cred că o să patinează, strângând cauciucul. Da. Stai seama că patinează aici. Sigur, patinează. Are forță mare și îți dai seama. Bine. Când suntem încărcați, pe rachetă, am pus și camera de bord. Mai uite aici camera frumoasă. Am montat-o. Doar că suportul de GPS nu l-am găsit, așa că l-am lăsat aici deocamdată. A, uite, vezi cum patinează? Ți apare în bord. Am pus acolo cu V8. Se vede frumos. Da, uite ce bine arată. Aici este un Beko, oare e deschis? Așa pare, nu? Așa pare. Sunt lumini multe, hai să vedem. Hai ne băgăm să vedem aici. Da. Hai ne băgăm să vedem. Care e treaba? Sperăm să fie deschis, să ne putem lua pâine. Da, vedem acum. Dacă nu trebuie să mergem mai departe. Pare deschis, pare... Cum am pornit noi la drum fără pâine? Am uitat. Am uitat să cumpărăm. Du-te în spate. Așa, aici pe stânga. Păi mă bag aici și am. Da, 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 așa. Exact. Aici e bine. E poliția locală.
au o treabă cu noi? Hai și să aibă. Ce treabă au ei cu noi, nu? La treabă cu noi și noi cu ei, nu? Exact. Vreți aici? Da, e perfect. Gata, schimbăm căldulețele și da. Merge să vă dăm pâine și atâta. Haide! Ce faci, bine, mai poți? Da! Da? Hai că ajungem. Da, da. Ajungem în sfârșit, da? Da. Aoleu, dar cum e curbele astea? Am uitat că nu scurem urca. Ai uitat că frânează mai greu? Da. Și vin acolo și ale cu... Ale cu Han, uite, și-au pornit și ei luminile sub. Da. Și noi iar avem luminițele sub. Ai pus să se schimbe toate culorile? Aia nu toate, trei. Verde, albastru și roșu. Doar astea? Aha. Nu știu cum să schimbă, trebuie să mai descoper puțin. Nu știu exact de unde se schimbă toate. Ce frumos se vede pe asfalt. Da, super. Puțin cam obosit suntem, nu? Puțin. Ajungem și... Somn. Of, Doamne, că după atâta pauză... N-am mai fost de mult pe aici, așa. Nu prea. Pot să zic că mi-am fost dor. S-a fost dor de Madrid. Să mai vin pe aici prin zona asta, da. Parcă mai ești la Repsolul ăsta, nu? Da. Pentru că aici e Amazonul în stânga. De aici am să încărcăm. De aici încărcăm, nu? Aici așa pe locurile. Da. Nu sunt de camioane. Sunt de mașini mici. Păi nu e de camioane, nu? Da. Dar cum stă capul tractor, e ok. Ba, asta deci e peco pentru mașinile mici doar sau cum? Da, da. Dar capul tractor te poți parca. Așa cred. Uite-i mă. Și am ajuns la Madrid. O să facem o pauză aici de 24 de ore. E frig aici. După care o să începem turul. O să începem turul de aici din Madrid. Timp de o săptămână, după cum știți. Că așa sunt tururile de Amazon. Abia așteptăm să vedem să începem lucrul odată cu noile camioane, să vedem ce curse facem. Exact. Da, băi așteptați să vedeți reacție lumea. Și reacția oamenilor când ajungem cu camioanele la Amazon, chiar sunt curioasă. Și vrem să ne scrieți în comentarii dacă vă plac sau nu camioanele și dacă sunt pe măsura așteptărilor, pentru da, că și am așteptat ceva până să fie gata și acum că au apărut, boom! Și să ne spuneți dacă colantatul camioanelor vi se pare că ni se potrivește la fiecare, adică mie roșul și mie mulțumim din suflet că ne-ați urmărit până aici. Vă pupăm și nu uitați să lăsați. Iubim. Vă iubim, vă pupăm, nu uitați să lăsați un subscribe, un like și un comentariu și tot ce doriți voi.